Salutare tuturor și bun găsit la un nou video. Suntem cu tractorașul și tocătorul de resturi vegetale. Începem lucrările la vița de vie. Bine, lucrările deja au început prin tăierea ei, legarea. Mai am ceva suprafață de legat. Iar acum, dacă se observă, curpenii pe jos, o să-i tocăm. Exact ca și anul trecut. Nu prea se diferențiază pentru că este culoarea curpenilor apropiată de cea a pământului și nu prea ia să merg mai încoace să se vadă grămezile astea. Uite aici, se văd mai bine. Da? Am pus pur și simplu curpenii de pe ambele rânduri tăiate pe mijloc. Vedeți aici în dreapta și stânga terenul este lucrat, da? L-am scarificat foarte frumos aici și pământul este foarte afânat în profunzime. Acum urmează să lucrăm pe rândurile acestea care au fost nelucrate din toamnă, după care o să venim cu scarificatorul, lucrăm și rândurile acestea, o să stropim via, mai avem multe treburi, așa că dacă vă interesează cum îngrijesc eu această plantație de viță de vie, repet, este ceva hobby, da, deci nu super profesional, vă invit să vă alăturați canalului, să vă abonați, să activați și clopoțelul și așa o să fiți la curent cu toate noutățile. Anul acesta mi-am propus să filmez toate operațiunile acestea, tocat curpenii, scarificat din nou pe rândurile acestea nelucrate, stropit, fiecare stropeală pe care o să o dăm o să o filmez și o să vă spun exact ce tratamente o să aplic. Iar dacă mai aveți nevoie de alte informații, vă invit să vă abonați și canalului Doctorul Plantelor. Prietenul meu o să vă ajute cu sfaturi și informații foarte utile cu privire la tratamentele acestea și nu numai la vița de vie, la toate plantele, la pomi și așa mai departe. Bun, haideți să dăm drumul la treabă, o să vă arăt imediat și tocătorul mai de aproape. Cine este mai vechi pe canal a mai văzut utilajul, așa că nu o să insistăm foarte, foarte mult. Tractorașul, veteranul nostru, acesta este tocătorul Meritano TMS 120. Așa este. Da, 120. Are 1,20 m lățime de lucru. Astăzi dimineață l-am gresat eu, unde se vede vaselina asta albastră. Are foarte multe puncte de gresare. Peste tot îl gresăm înainte să intrăm cu el la lucru. Așa. Am mai ridicat puțin bara asta de copierea terenului, să rămână un spațiu cât mai mic între pământ, da? Și cuțite. Acum să vedem cum reușesc să le toc. Nu o să iasă făină din experiența anilor trecuți, mai trebuie să schimb și niște cuțite, dar important că le toacă rămân bucăți mai mici și alea le pot incorpora foarte ușor în sol.
După cum ați văzut, treaba este foarte murdară. Este foarte mult praf. Am prins și o zi cu un vânt puternic. De fapt, toate zilele astea a bătut vântul când am ajuns și eu la țară să mai lucrez câte ceva. Cam asta este tocătura. Deci se vede clar diferența între grămada de curpeni cum era înainte pe rând și bucățelele astea care au mai rămas, da, pe care o să le incorporăm în sol. Dar asta într-un alt video. Poate între timp o să dea și o ploaie și se mai potolește puțin praful acesta. Până acum nu mai a bătut vântul și e secetă. E foarte uscat pământul la mine. Cam asta a fost pentru astăzi. Eu vă salut și vă doresc mult spor la treabă.